Școala reprezintă pentru mulți dintre elevii arădeni mai mult o ocazie de a-și petrece timpul liber. Noi am făcut o statistică, am solicitat școlilor o statistică cu absențele de la începutul anului școlar în curs, respectiv pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, și situația este în felul următor. La licee, total absențe 575.115, din care motivate 341.383, deci în jur de 234.000 nemotivate. Absenteismul a luat amploare în ultimii ani. Fenomenul este recunoscut de autorități și se încearcă luarea unor măsuri pentru a le trezi elevilor interesul față de unitățile de învățământ. O surpriză vine din partea elevilor de gimnaziu, care în ultimele luni au reușit contraperformanța de a chiuli mai mult decât liceenii. La gimnaziu, 226.968 de absențe total, din care motivate 99.724. Acum, din ceea ce se poate constata, procentul de absențe nemotivate este mai mare la școlile gimnaziale decât la licee. Conform unui studiu la nivel național, în cazul unităților de învățământ liceal teoretic, prezența este bună. 90% dintre elevi se află la ore în momentul controlelor. O prezență satisfăcătoare este și în cazul liceelor vocaționale, unde 85% dintre elevi au fost prezenți. Cele mai multe probleme însă sunt întâlnite în rândul elevilor de la grupurile școlare. O problemă în ceea ce privește prezența elevilor la clase există în cazul învățământului de la frecvență redusă și de la seral. Prezența la seral și la frecvență redusă a elevilor a fost de 10%. Numărul mare al absențelor explică în bună măsură și rezultatele slabe de la examenele naționale.